Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video cu Shadow of War. Boys, ultima dată când ne-am întâlnit, e bine, am ajuns într-o nouă zonă, pentru că am uitat că jocul ăsta e cu mai multe zone, cu alte nebunii de genul ăsta și tot așa. Și de acum începe semi-perioada de grinding, farming, cum vreți voi să spuneți, pentru că, na, știți că v-am mai tot spus că jocul ăsta este plin de asemenea situații în care o să avem de farmat, de rezolvat, de făcut tot felul de năzbâtii și toate alea. Și acum hai să interogăm și pe Bobit. Asta, așa, cum, așa o fac și vouă dacă nu dați like. Imaginez să fac chestia asta. Ce avem aici? Amug the Complainer. Oh. A, da, mă, jocul ăsta avea orice mai amuzant și mai mișto decât primul joc. Primul joc a avut un bun. Mă. Stai așa că l-aș prinde și pe Bobiță ăla așa puțin. Chiar l-aș prinde și eu un pic pe ăsta așa. Hold, interrogate. A, gata. Așa că ne mai trebuie informații, Bobiță, unde te grăbești tu? Zici și mie cine băiatul ăsta rău. Pug the bone picker. Să zicem. Gata, acum poți să pleci. Stai liniștit, ești free to go. Mamă, dar i-a luat corpul ide- Mă. Mă, dar stai puțin, eu unde mă duc? Că-s pierdut puțin așa pe aici. A, ok, deci să o luăm pe aici. A, deci tot înainte, deci o luăm bine. Mă, că e de ocoli puțin într-o direcție, notat. Bine, mă, că mă vezi tu, frate. Bine că mă vezi tu. Ce pot să zic altceva despre această informație senzațională pe care tu, domnule Orc, mi-ai livrat-o? Oh, fuck. Nu ne-a văzut, frate. N-a văzut nimica. Sunt incognito. Am și ceva o misiune, nici nu-ți dai seama. Knife in the dark. E așa o leacă. Ce avem de rezolvat aici? Who this? Wow, wow. Gollum. Oh, Olokai. Mount. Bă, el m-am sui, veri. Hai, frate, că-l înjunghi pe ăsta de 3 ore. Gata. Cum s-a dezactivat toate funcțiile și a devenit așa rank dorliș. Gollum. Why would you save me? Chiar el e. He is working for the spider. No, the Dark Mistress watches over Gollum. Gollum watches over Bright Master. Bright Master kills the Dark Lord. Yes. And the spider pulls the strings. We share a common enemy in Sauron. And you can't always choose your allies. Lead on. Come. Hai, Golumica, unde mergem? I-a pus un g. That wasn't just a troll. Nu, nu, nu era un troll. War trolls. They're smarter, faster and immune to sunlight. Sauron's forces are more powerful than ever. Da, o să probleme cu soarele, nu mi-aduc aminte. Keeps our distance so we don't get squished and crushed into bits. Like how you tried to crush my head with a rock the last time I saw you. N-am uitat aspectul ăsta. We didn't. We could never hurt the Bright Lord. We must up for it now. Yes? That is yet to be seen. Scuze două secunde, era ceva ce trebuia să verific. Hai, mă, Golumică. Close, Bright Master. We're very close.
Oh, vai. Oh, Shelob. Mi se zburlește părul pe picioare. Return what you have stolen. Silence, Ringmaker. You forget yourself. Stolen. You begged me to have it. Corect, și asta. N-am furat nimic, adică n-am furat nimic. What have you, Tali? I am here for Minas Ethel. You seek to save it. Mm-hmm. Even though it may already be lost. Yep. There must be a way. There is truth in your vision. Grant me another. To what end? For knowledge. Da? To dominate? Și asta îmi place? Oh, you don't have to tell me. Here is your truth. Da, le dă așa pe gratis? Oh. You want to move up the ranks, you got to kill. You want to get noticed, kill a pink skin. The bigger the target, the higher you rise. Oh. Hmm. Okay. Adriel, she dies. Nu știu dacă ne ocupăm noi. This knowledge can guide our hand. If we kill this assassin, perhaps this future will not come to pass. She can be saved. She will live or die with honor, and it will not shift the tide of war. It is Castamir who must be protected. If he falls victim to this assassin, we will lose the Palantir. Aolo, dacă mai mult Palantir. You found him precious? For the Bright Lord. We go to kill it unknown. We'll find the nasty assassin. Bă, ce bune Gollum aici, frate, comparativ cu jocul lui. Hai că nu, pe bune, Gollum arată mai bine în jocul ăsta și vorbește mai bine și face treaba mai bine. Gollum, you know where to find him? Yes, we recognized his curved blade. Bă, dar stai, a văzut și el viziunea, nu? Stab, stab, stabbing all the war chief's bodyguards. If we find the Uruk bodyguards he's targeting, we'll find the assassin. The first one is near. This way. Oh, watch out for spider, they can blind. This is a Morgul fly nest. What are those orcs doing? You're afraid. Just like the first bodyguard should be this way. Earlier you said you recognized the assassin's curved blade. So you can see Shelob's visions. Yes, bright master. One of the bodyguards was nearby. Oh? I'm sure of it. Oh, okay. Oh, rip. Only a Morgul blade could have caused these wounds. We're on the right track. He's been dead for some time. We'll need to move faster if we want to catch up with the assassin. Hai, Gollum, du-ne. Yes. We knows where another bodyguard is. As the assassin kills his way up the hierarchy, he'll continue to seek bigger targets. Like Castamir. Yes. Castamir is the only one who knows where the Palantir is. He must be kept alive at all costs. We know the nasty orc is here. But we forget where exactly. We are close. You can find it. Sasha? Mă, dar de ce Shelob își mă sparge cu prostile? Ai, le, what the fuck? Stai că momentan nu s-o trăvi și nu pot să fac nimica. Bă, dar de ce nu poți să intru în Wraith World? Sunteți culmea. Oh, aici. Iată aici. Cine trebuie nou?
search the body. Blade, just like the last one. This kill happened more recently than the other. We are getting closer. Golem should know where the next target is. Dai un pic, Golem, că vine acolo la tine, vezi să ce e. Ah, ok, deci îți dă astea așa. Easterlings. I found another Uruk. He hasn't been dead long. We're getting closer. Closer and closer. We will take you to where the next one is. Ah, dar le-aș da fel de repede. Dacă e stealth sau dacă nu e stealth. Never see Golem. We sneaks around. And we hear so many things. Oh, Mirka ține minte toate aspectele astea, Golem. Fuck. Ce aveți, mă? Hai că de acum asta v-am zis că mi se face și mie asta în sfârșit. Ia pleca, mănuț, avere. Dar faci de când, dacă și din atacurile normale te... se întâmpla, știi, să-i... ai câte o chestie. Gen ca în The Witcher. Și n-aș că sistemul ăsta așa cu Nemesis-ul din jocul ăsta nu mai ești folosit și în alte jocuri. I-au pus ăștia patent pe el. Că nu mai ai nimeni. Unde mă, Ranger-ul, ce-ai? Mă, ce? Erau aici picioarele. Da, mă, lasă-mă. Valea. Mă, dar... a, am ieșit din zonă, mă, de-aia. Taci. Era pe aici picioarele, gen urmele. Au dispărut urmele. Ok. Iotel. If this one still lives, let's find out what he knows. Haba. You are mine. Oh, ăsta, viewed assassin traits. Ah, nu-i plac muștele. Oh, oricum murea, hai să îl lași în pace. Dar nu prea văd de-astea de muște. Iotel. Grisha. Ah! Că nu văd alea de muște, dar e plin de alea de muște. Ăla a fost. Ăla a fost. S-a dus, săracu. Luăm și abilitatea de dacă e... sau dagger-ul, pardon, abilitate. Ce faci, mă? Let's hope his death has changed what she loves so for Minasithil. Minasithil will go the way of all flesh. We only need the seeing star. Mamă, nebunii, bine că mi-ai spune și altfel decât Palantir. How much of your soul was lost in that ring? The Dark Mistress will be pleased. Okay.
Death threats. Ah, da mă, că îi faci pe ăștia să trimită sperietură către alții. Da mă, da, acum ăștia sunt în siguranță. Level 5 dagger. Vezi că e, vezi că e bun. Am prea mai prins altceva. But the siege of Minas Ithil continues. The Palantir is still at risk of falling into enemy hands. We are behind enemy lines. Oh, unlock skills, stai un pic. Țineți ideea. Luăm ceva nou sau nu, nici nu am ce să iau altceva nou, never mind. Oh, putem lua asta pentru niște damage. E ca bine pentru upgrade, nu neapărat damage. Ok, pe cine merge acum? The assassin had one more target on his list. We should finish what we started and kill the war chief's final bodyguard. Îmi place ideea asta. Deci noi aici trebuie să ajungem, dar văd că până acolo cred că mai ușor ajungem de aici. Fast travel. Mamă, stai că au schimbat tastele, mă, înainte aveai fast travel-ul pe X și acum l-am mutat pe A. The battle will not be won on the front lines alone. To purify, n-am ce să purific ce e aici. Deci, mamă, uita că de acum există și Caragor Riders. Dă-i și mie chestia asta. Nu știu ce dă exact, dar hei, puncte. This maze is far older than what we usually find on the battlefield. Mamă, dar prin urmă, cum o dăm? Dacă o dăm pe aici, așa. Întreb care e celălalt bodyguard. Zice, no man's land aici. Mamă, ce atacă pe aia acolo? Stai așa un pic. Se atacă-i cu ceva. No man's land. Ok, hai să-l salvăm și pe Baranor aici sau ce-o fi. Baranor. You can't have run out of orcs in the city. There are a few left. But we're hunting one in particular. The last bodyguard of the war chief leading the siege. Mamă, și el se bagă pe treaba asta. Ok, da, știm de war chiefs. Oh, ăla. Dar trebuie să-i batem ăla mai întâi, ok. Think we're after the same orc, and the way to a war chief is kill command. Bodyguards. You sound like you've had some experience in this. I've had enough. I'll follow you. Tens pune că avem experiență. Ne pricepem la aspectul ăsta. Someone killed the assassin. You mean that glob with the funny knife who was killing his way up the chain? Good riddance. A mers? Am pic am nevoie... Ah, nu am nevoie de săgeți. Ok, am ajuns la punctul ăsta, nu? Oh! Ok, că am văzut urma. Living missionary, scuză-mă pe mine. Eu văd urmele, dar... Ah! Am uitat că trebuie să faci pe Batman aici. E ok. Trebuie să dăm single target-uri de-astea, că... Posibil ca Baranor să nu facă... Join your fallen brothers. Atât. Nu se activeze vreo treabă pe aici. With the guards from Gondor. We move swift, we strike swift. Rupel. Hai că e singur, ia tău, Baranor. Ca să facem și extra quest-ul ăsta. De
ce ne scurcăm noi? Ce am zis, ne scurcăm noi? Ah, fuck. A, bine. S-a trezit ăsta. Ce stai la doi pași? Ia stai așa, că să vedem ce slăbiciune ai. Vulnerable to execution, vulnerable to stealth, beast fodder. Heavily damaged by beast. Ok, fine. Oh. Au! Nu crezi că vine ăștia așa periculoși aici. Oh, și-a damage la propria creatură? Sau nu? Boom! Hai că-ți mai dau ce ai. Al meu ești. Ăla-i fost. Săraci, am uitat cât de ușor sunt acum la început. Gen super ușor. I almost feel sorry for the war chief we're hunting. He'll be lonely without his bodyguards. He'll join them soon enough. A fost super easy treaba asta. Bă, dar vreau item-ul, frate, ce înseamnă chestia asta? Așa, vreau și eu item-ul ăla, lasă-mă o țără. The war chief Baranor seeks is just one of many, and they will continue their attacks on Minas Ithil. Then our path is clear. Da, scuză-mă o țără. Capă de level 5, nice. We have to kill them all. Și skill-uri, ok, ce skill-uri avem pe aici? Perfect counter. Sau Brutalize una opțiune. Pentru că astea-s alea când îi sperii pe toți nebunii. Help from the Gondorians to do it. Ok, și unde trebuie să mergem acum? E plin de gear pe aici pe care practic ar trebui să-l iei, dar o mai contează. Bă, n-am luat turnul ăsta aici, incredibil. Să o luăm pe jos. Shelob's visions will reveal our path. We must tread carefully, Talion. Mhm. Tread carefully. Amă, că nu te prindă și nici dacă se chinui. Dar ce e aici? What the fuck is this? There he is. Man sword. Oh. Show me what you got, pink skin. Mozu the Thunderer. Waste of all this fuel. Salmon. Ah, avem de ăștia. Dacă ai chemat alarma. Auci, aia doare. Bă, nu știu dacă e idee bună să mă bag aici. Nice one. Oh, bun așa, bine că-mi fur tu kill-ul, frate. S-a băgat Azazinul ăla. Wow, n-ați nimic, nimeni nimic de bombardiere. Iau și oarcul ăsta, dacă nu vă supărați. Gata, puilor, v-am pupat, ne mai auzim, nu mai am treabă aici. Stai așa că... Reiese că mai e cineva pe aici. I hear beasts rattling their cages. The worm killer. Nu, cât de departe worm killer ăsta? A, pare departe, departe. De părticuț. A, nu e aici. A, iotă. Hai mă să luăm și pe ăsta, că toți suntem aici. Puncte în plus. Okay,
Oh. Ugal. Agile, așa l-am scris dacă e imun la stealth. N-am vrut să firar. Vreau să atac pe ăsta. Nu știu ce zici tu acolo, bro. Hai că pleacă fața ta. Retreating. Nu există. Nu există. Niciun retreating. Direct deleting. Ăla ai fost, mă. Mystic Assassin. Hai că Mystic ai fost, frate meu. Mare Mystic ai fost și tu. Hai că noi avem treabă cu questul ăla de acolo. Sabie. Am pic, avem un sabie nou, boys, de level 5. Upgrade, arc de level 6, aia zic. Mă, că a plecat ghirul ăla nebun. Gata, acum putem să ne cărăm de aici, nu mai contează alte detalii. Faceți loc, vă rog frumos, loc, mori. Bă, ce? Dă bă și mie loot-ul ăla, că vă că ai loot pe tine. Am zis eu că are loot pe el. Mamă, 1000 de puncte. Ok, pa băieți, nu mai am treabă cu voi. Treaba mea cu voi s-a terminat, v-am pupix. Aici cred că te sulăm, nu? Aha. Uiii. Aici oare e drumul către quest sau... Îmi pare a fi pe aici ceva. Oh, aici ce mai e de făcut? Cred că putem să prindem warchief-ul de aici. Rain of Arrows. Return to Shelob and learn more about the threats of Minas Ithil. You put too much faith in the spider. She only shows you what she wants. Then tell me what you wish to see. Minas Ithil still standing. Always so selfless. Nothing more. We saw some troubling things last time, didn't we? Oh? I want to know my fate with the Nazgul. Ah, da. Be careful what you ask for, Ranger. Sper că aici ne arată de fapt că o să fim un Nazgul sau ceva. Comes torment. Ok. Wow. Submit to your destiny. Whoa, nebunie. I know what you fear, Talion. Cause the vision of the tree. Your vision is not cast in stone. The Witch King. It is the power of domination. The ring can enslave the minds of men. What can be done? Nu știu. Sacrifices must be made, and many will be lost. But we must hold to our purpose, no matter what the cost. Așa-i. Așa-i. Lives can be saved. If the war chief from my vision is the same one Baranor and his men are hunting, they will need help. Hi, Baranor, am you. One war chief makes little difference. Right now, this one war chief is the most immediate threat to Minas. Baranor, I'm here to help. This war chief you're after. Eram prins în semi-turbo. We've brought down war chiefs before, Ranger. But I won't turn down an extra sword.
and we shall take him down together. Am o fată că mă ocup de ăștia. Your men move in after I've cleared the path. Ok. Stealth kill archers. Ce ai, frate, că-s cel mai stealth killer de pe tot. Toată regiunea asta. Nu știți voi ce înseamnă stealth kill. Usually work alone. I hope the aim of these Gondorian archers is true. Otherwise we'll be dodging friendly arrows. They're experienced soldiers. They'll do their part. Ce nenorociși ăsta. Oh, 10 de ăștia sunt. Doamne, cât de practic e double jump-ul ăsta. Mă jur. An elven archer would be worth 3 Gondorian archers. Bine, mă. Dar chiar că numai 3. Nimic? Bună țintă. Just what I needed, a skulking murderer. Dacă nu prea mai am cum să plec de aici, că o să-mi vadă ăștia. Știu că parcă puteai să dai disable alea oricum. Dar cred că mai târziu. Perfect. Ne-am dus bine. Chestia aia a fost o opțiune bună. This is not their home. You should put water on your whetstone with sharpening the blade. It makes for a finer edge. Oh. Că și mai unul de parte. Dacă încerca să-i ascult și pe ăștia ce ziceau. E real stealth kill. Adică aici? Oh, ce bun suntem. Suntem prea bun la treaba asta. Urși keep the heartless. Together we will crush their defenses and grind them to dust. Together as captains and war chief united, we will have victory. Together we take the city at dawn. Set them ablaze. Now is the time to strike. Fuck. Fireproof. Da, mă, că vreau să văd ce știe ăsta. Soft target. Ok, deci putem să tragem ne la greu, vulnerable to stealth și vulnerable to execution. Ok, îmi place despre el. Ofițar stanu. Bă, dar n-a puși, frate, să faci. Your lungs out!
Uai, leu. Mă, dar i-am dat stun. Ok. Nu astăzi. S-a adaptat. Ok, atunci facem așa. Oh, life force, mă. Headshot direct. Da, mă, că voiam să-i bași și pe ăștia. Firar. Less so for the war chief and his archers. We should go hunting again. It would be my pleasure. Acum înțeleg de ce au dat și DLC-ul lui Baranor, că era destul de fain. Mă, măcar jocul ăsta a avut DLC-uri care nu erau neapărat necesare să fie în joc, știi? Did we make a difference? Da. We cannot see all ends. We must return to Shelob. The only reason to go back is for my ring. Enough! This is about more than your ring. All you! Her sight may be what saves us all. True. Am mie, dar oare... Celebrimbor n-are puterea să-i controleze corpul, gen să-i influențeze ce face? Zic și eu. O level up. Stealth kill archers. Not bad. Beware, Italian. You trust. Yes, I trust. I trust the Spooder Lady. Am încredere în Spooder Lady-ul ăla prea mult. Oh, one elf shot to replenish a stealth kill. Deci chestia asta trebuie să facem o chestie anume ca să ne dea acolo. Stai un challenge. Să nu putem să-l deblocăm? Ba da. Bro, puteam să deblochez ăsta de 3 ore deja. Avem avem puncte destule. Ok, hai să ne dea că avem gemuri destule acum. Ia, nu știu, stole HP. Da, merge și cu asta și... Perfect. I cannot ignore what she has shown me. Evident că nu poți. Bă, dar asta cum le distrugi totuși? Chestiile alea. Ok, ce lucruri mai avem aici? Poison tendril. Aia ar fi bună, rău de tot. Deși că ar trebui să merg pe de-astea de călării Karagors. Ia. Yeah. Climb atop and press to destroy it. Atop. Mai sus. Destroy. Asta e tare. Ok, acum că am înțeles ce face chestia asta, e mult mai practic. Dar nu avem fast travel, fuck. Well, boys, îmi pare rău, dar eu trebuie să... De pe aici. Gata. V-am pupăcit. M-am dus de aici. Ok, trebuie să mai luăm oricum și niște... Și niște turnuri de alea. Dar, oameni buni, noi suntem prima aici cu acest video din Shadow of War. Sper că v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment. Și ne-am zis data viitoare. Pa, pa!